Bună, Taur, și bine ai venit la citirea ta pentru prima jumătate a lunii septembrie. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din Zodia Taur, cât și pentru cei cu Luna, Ascendentul, Nodul Nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Taurului. Și de asemenea, dacă ești interesată sau interesat de cineva cu aspecte marcante pe Taur, ești binevenită sau binevenit la această citire. Hai să vedem, dragilor, care e relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind și la baza pachetului avem așa eremitul 5 de monede. E o jumătate a lunii septembrie în care vă cam însingurați, dar nu știu ce faceți, poate aveți treabă, poate aveți ceva de făcut, E ceva ce în sfârșit vreți să abandonați, parcă vă pregătiți pentru ceva anume și vă cam însingurați posibil să vă sustrageți de la o petrecere, de la o întâlnire, de la o nuntă, de la un botez, de la ceva vă sustrageți voi și mergeți și vă însingurați sau alegeți să stați mai mult așa, tocmai pentru a deveni mai înțelepți, tocmai pentru a reflecta la ceva anume unii poate chiar studiați în această perioadă, alții poate chiar vă preocupați foarte mult cu tot ce ține de Zona aceasta a maturității, zona aceasta a, a, a profesoratului, iarăși pentru alții dintre voi E ca și cum stați acolo ca un pusnic și încercați să vedeți lucrurile, să căutați cu adevărat în interiorul vostru, în exteriorul vostru Dar mai mult să vedeți exact semnele, să vedeți lucrurile într-un mod foarte amănunțit, să vedeți ceea ce vă este de folos ca și cum vă detașați de tot și vă transformați într-un mic mare pusnic Dar de asemenea e o primă jumătate a lunii septembrie În care să știți că cei mai mulți tauri vor deveni foarte foarte înțelepți Foarte înțelepți Și uh, e posibil chiar uh, Chiar să fie vorba și de schimbarea aceea pe care o să, mă rog, o să o aibă Venus uh, Din balanță până pe 10 De pe 10 încolo va fi Um, în scorpion Și poate acea schimbare nu prea vă priește vă Hai să vedem, aveți așa situația, regina de spade Ce gândiți voi, faetonul Ce simțiți voi, magicianul La baza manifestărilor, spânzuratul în exterior, cavalerul de băte ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți 10 de monede, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți regele de monede. Dragii mei tauri, în primul și în primul rând, eu. O perioadă foarte matură din viața voastră, o perioadă foarte intensă, o perioadă pe care o simțiți la cote maxime și e posibil din acest motiv să aveți acest sentiment de însingurare, să nu înțelegeți ce se întâmplă în jurul vostru, să fiți cât se poate de maturi în decizii, în... în modul vostru de a reacționa iarăși, că energia generală aici e regina de spade, totuși, deci uh, discutăm despre o perioadă în care relațiile voastre ori se mai răcesc, ori se dau cărțile pe față din foarte multe puncte de vedere. Acum n-aș și eu staur, nu știu ce se întâmplă acolo, dar uh, se pare că va fi o perioadă pentru noi în care lucrurile se vor da pe față, fără sentimente, fără nimic, exact la rece. Domnule, despre ce e vorba în ecuații? Care și cum? e o perioadă în care posibil o instituție da, să aibă o influență foarte mare asupra relațiilor voastre, ori locul de muncă, ori o decizie care se ia, da, sau o instituție pur și simplu, ceva legat de zona aceasta intelectuală, de zona rațională. Hai să vedem exact despre ce e vor și e nouă de bâte. E ceva de care vă temeți, ceva ce aveți emoții, dar nu aveți emoții, dragii mei, tauri, că e cu soare, e cu soare, răsare soarele. Răsare soarele și o să fie bine pentru noi. Foarte bine, o să fie mult mai bine decât ne-am fi așteptat, mult mai bine. Asul de monede și e și cu un nou început foarte stabil, foarte frumos, poate o nouă propunere, o propunere din partea cuiva, poate pe zonă profesională, poate într-o relație lucrurile se stabilizează mult mai bine decât ne-am fi așteptat noi. Ce gândiți voi? Faetonul. Sunteți cu gândul în două direcții în această perioadă. Poate aveți de lucru, nu știu, și în stânga și în dreapta, poate între două persoane, poate între viața personală și cea profesională. E nevoie să vă împărțiți într-un mod echitabil în ambele părți și parcă nici nu aveți timp de voi, doar stați acolo în gardă și sunteți foarte, foarte atenți cum anume vă conduceți viața. Unii e posibil să fiți cu gândul la un drum, dragii mei tauri, în această perioadă. E un drum care are legătură cu un bărbat foarte stabil din viața voastră. Un bărbat care vă poate ajuta, un bărbat care este lângă voi acolo necondiționat, un bărbat pe care vă puteți baza. Hai să vedem ce cu acest faeton aici. Și a ieșit regele de spade și roata norocului. Păi, dragii mei tauri! așa cum spuneam, poate o instituție sau o persoană cu uniformă, o zona aceasta rațională, zona aceasta intelectuală, este foarte, foarte intens aspectată pentru voi și chiar discutăm aici despre uh, faptul că e o perioadă în care lucrurile se mișcă într-un mod destul de interesant în destinul vostru și probabil veți simți foarte intens această perioadă. Poate chiar are legătură cu o femeie, o femeie blândă, iubitoare, poate e vorba de voi, poate e o perioadă în care sunteți mai sensibile decât de obicei dacă sunteți doamne, dacă sunteți domni, e vorba de o persoană foarte iubitoare, foarte blândă, poate chiar ideea aceasta de vindecare, da? poate să fie foarte uh, intensă aici pentru voi. Ce simțiți magicianul? Parcă aveți tot felul de sentimente, dar nu prea știți pe care să le alegeți, nu prea știți încotro să vă duceți, nu prea știți ce să faceți exact cu, to cu, cu toate acestea. De asemenea, poate fi o perioadă în care sunteți solicitați în mai multe grupuri și nu prea știți pe unde să vă împărțiți, nu prea știți ce să faceți pentru cei mai mulți dintre voi. E ca și cum aveți toate elementele necesare, vă simțiți împliniți. Uh, e o perioadă în care. Eu simt că din punct de vedere emoțional, sunteți la un apogeu și culmea că aveți și un grup de oameni extraordinar de stabil, frumos, voios, care vă este alături, Deci e ceva divin acolo. E ca și cum nu prea știți exact ce să faceți, nu prea știți exact încotro să mergeți, nu prea știți exact unde anume ar trebui să, să vă îndreptați. Ia hai să vedem despre ce e vorba și aveți așa patru de spade. E ca o stare de meditație, parcă vi se pare că totul e magic, că parcă nici nu se putea mai bine de atât. Vă văd foarte împliniți în această lună, foarte siguri pe voi, țineți foarte mult cu dinții de o poziție, de niște bani, de o situație anume în care sunteți, vă doriți tare, tare mult să faceți ceva anume. Hai să vedem despre ce e vorba. Și aveți așa regina de băte. Pentru unii poate avea legătură cu o femeie din viața voastră. E o femeie blândă, e o femeie plină de viață, o femeie care vă încurajează, e o femeie care vă ridică moralul, vă suflă în aripi. E o persoană foarte, foarte dragă vouă, e o persoană aici care este destul de matură, aș spune eu, și o persoană care vă poate ajuta să vă să vă îndreptați într-o zonă benefică vouă. Da? Eremitul, eremitul, deci ceva legat de inima voastră. V-am spus că e o perioadă în care ne maturizăm cu toții, dacă și eu stau. La baza manifestărilor noastre este spânzuratul. Se pare că e o primă jumătate a lunii septembrie în care e o situație în care ne cam simțim așa sacrificați stăm strâm și gândim drept, că ne-am aruncat cu capul înainte și n-am știut ce ne așteaptă și acum aia e, suntem prinși acolo, nu putem să mergem acolo, nu putem să facem aia, nu putem să facem mai altă, că suntem prinși în acest faieton de aici, e nevoie să facem ceva anume. Per total, vorbind e o situație aici în care, pur și simplu, ni se cere să ne schimbăm convingerile asupra vieții, să ne schimbăm modul în care manifestăm, modul în care suntem, modul în care vorbim, da, modul în care vedem viața. Hai să vedem exact despre ce e vorba. Și avem așa, împăratul, deci poate fi vorba de o instituție de stat, de o persoană cu autoritate, poate un bărbat cu autoritate, sau o persoană, nu neapărat să fie un bărbat, poate să fie și o femeie, e cineva cu autoritate aici care ne cam pune într-o situație în care ne simțim blocați, da? E vorba de o așteptare care are legătură cu niște bani sau cu niște roade care tot se coc acolo și e vorba de un drum foarte stabil, un drum foarte serios pe care mergem sau o persoană care vine către noi cu o ofertă foarte stabilă, foarte, foarte serioasă și are legătură și cu ideea aceasta de a da bani sau de a primi bani, dragii mei tauri, în această perioadă. Foarte interesant. În exterior, cavalerul de băte. În exterior, avem pe aici un personaj care nu prea știe foarte bine ce înseamnă ideea de seriozitate. Poate să fie vorba de o perioadă în care lumea are mai mult chef de distracție sau discutăm despre o persoană care se cam aruncă cu capul înainte. E o persoană foarte plină de viață, e o persoană care încearcă pe cât posibil să facă ceea ce simte, se aruncă așa cu capul fără să gândească prea mult. Poate să fie vorba de o persoană mai tânără sau o persoană care se comportă așa, o persoană mai adolescentină, aș putea să spun, pentru unii tauri. E cineva sau poate să fie vorba de o energie foarte bună, de o bucurie foarte mare, da? Poate e vorba de un grup de oameni care e așa. Nu neapărat acum să fie și tânăr, dar se poate comporta așa, că acum e ideea aceasta cu maturitatea și cu... Da, și cu imaturitatea, aceste două lucruri nu prea țin cont de vârstă, de cele mai multe ori. Hai să vedem ce e cu acest cavaler de bâte. Luna, e cineva care își face foarte multe iluzii aici, cineva care se aruncă cu capul înainte, cineva cu care ori vă vedeți la o vreme de seară, ori sunt niște persoane care încă nu cunosc foarte mult problema și atunci aș fac tot felul de iluzii. E ceva legat de zona aceasta financiară sau e ceva legat de voi, e cineva care își face foarte multe iluzii în ceea ce vă privește, parcă vă vede așa într-o aură hipnotică, vă vede într-un mare fel, în special dacă sunteți doamne sau domnișoare. Dacă sunteți domni, e vorba de o femeie iarăși foarte stabilă aici din punct de vedere financiar, e o femeie foarte intuitivă, dar o femeie care ori este mai tânără, ori este așa într-o perioadă în care are impresia că tot ce zboară se mănâncă, are impresia că totul e roz, că totul e frumos. Mai departe, 10 de monede, văd aici ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți. Văd aici că aveți un grup de oameni care ține foarte mult la voi, Parcă e familia care vă este aproape sau e un grup foarte drag vouă, în egală măsură pentru alți tauri, văd aici că e o perioadă în care parcă sunteți foarte răsfățați, e o perioadă în care aveți multe persoane care vă poartă în inimă. Poate discutăm de un bărbat din viața voastră care chiar își dorește o familie cu voi sau chiar, sau poate cineva care își dorește să faceți parte din echipa lui sau din echipa ei, da? dar cred că e mai mult spus din, din echipa lui. E ceva interesant aici din acest punct de vedere. Hai să vedem ce cu acest 10 de monede, dragii mei tauri. Și avem așa, doi de cupe. Wow, dragii mei tauri, de ce faceți aici? Ce faceți aici? Că unii, unii da, nu, nu toți taurii, unii să știți că e o perioadă în care tot ce ține de zona aceasta voastră a grupurilor de oameni, da, poate ajunge la următorul nivel. Unii poate vă logodiți, vă căsătoriți, vă oficializați vreo relație, alții poate semnați vreun contract cu vreun grup de oameni. Sau la locul de muncă vă vine o persoană nouă, cunoașteți pe cineva. Iarăși, pentru taurii singuri, puteți să cunoașteți pe cineva în această perioadă. Pentru cei aflați într-o relație, să știți că urmează o perioadă în care lucrurile sunt mai așezate, sunt mai bune decât de obicei. Hai să vedem aici, dragilor, nouă de cupe și nouă de monede și magicianul. Ei! E ca și cum ați primi niște bani, ca și cum ați primit o moștenire, ca și cum ați primit ceva. Sunt persoane care vă au în inimă și e un grup sau mai multe grupuri care se unesc aici și care vin spre voi, care vă oferă foarte multă afectivitate, care chiar, nu știu, e dispus acest grup să vă ofere poate chiar și finanțe pentru unitauri. Sunt persoane care se simt foarte împlinite alături de voi sau m-am zis pentru cei care vă știți într-o relație și lucrurile merg bine și totul roz frumos acolo la voi da, e posibil să fie acum nu știu ce eveniment să vă căsătoriți, să vă oficializați relația, să meargă lucrurile într-un mod cât se poate de pozitiv, dar nu pentru toți tauri, da. Bun mai departe, ce simte cealaltă nu ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți regele de monede. Dragii mei tauri, în primul și în primul rând aici să știți că urmează o perioadă în viața voastră în care un bărbat foarte tradiționalist, foarte înrădăcinat în propriile convingeri, e un bărbat care știe foarte bine ce vrea și e un bărbat foarte, foarte așezat, un bărbat care poate ieși ușor zgârcit, dar e un bărbat care ține mult la tot ce înseamnă material, tot ce înseamnă finanțe, e cineva care e cu gândul la voi în permanență și poate discutăm aici că... Unii Poate chiar treceți printr-o transformare la locul de muncă. Poate acolo e un personaj care v-ar putea ajuta. Poate e un personaj care, care ar putea să fie lângă voi. Dar e o persoană încăpățânată din ce simt eu și o persoană care ori vă vrea cu adevărat. Ori discutăm despre un prieten, o prietenă, o persoană care este foarte sigură și, o, și un, e, un, e ca un stâlp aici pentru voi pe care vă puteți baza. Hai să vedem ce e cu acest domn pe aici. Pentru domn înainte de asta, pentru domni, e o persoană care vă poartă în minte în permanență. Și tare timp să cred că e vorba de această femeie de aici. Hai să vedem ce cu acest rege monede, zece de 10 spa de spade, valetul de bute. E un bărbat care o să termine ceva sau poate a încheiat ceva, un bărbat care a suferit mult sau care suferă în, în, în acest moment și care văd că vă oferă niște vești bune, niște vești frumoase, dragii mei Tauri, referitor la o clarificare a unei situații sau o decizie importantă care se ia legat de acte hârtii, documente sau legat de justiție. Acum poate fi vorba de o persoană care vrea să clarifice ceva cu voi. Doamne, uite, stai la lucrul ăsta de muncă, stau, nu stai stăm în această relație sau nu stăm. Sau aflați de cineva că a terminat ceva, și-a dat demisia, a finalizat ceva cu niște acte, a clarificat ceva și așa mai departe. Foarte interesant, dragii mei, tăurași, e o perioadă foarte intensă pentru noi, urmează o perioadă de destin, o perioadă pe care nu o vom uita ușor, acum așa ca și paranteză, și eu, și eu am soarele în taur, deci sunt în zodia taur, să știți că din totdeauna pentru mine luna august și septembrie, Cam, mă rog, aceste luni, de fapt, mi s-au părut magice și tot timpul le-am simțit extraordinar de intens. Și cele mai frumoase momente din viața mea, cred că în acea perioadă, le am intense, care chiar mi-au mi schimbat foarte mult cursul destinului. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrăcișez cu drag pe toți și să ne revedem cu bine și la filmările zile începe zodi și la cele săptămânale. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu dacă simțiți nevoie și să împărtășiți aceste videoclipuri și cu persoanele dragi vouă. Vă îmbrăcișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare.